9 din 10 români care lucrează la birou suferă de oboseală cronică. 25% dintre aceștia sunt în prag de burnout, iar 8% suferă deja de această afecțiune, având o productivitate scăzută la job cu până la 80%. Ce facem în situația asta? Solicită o investiție eșalonată de 230.000 de euro pentru 30% din viitoarea companie, Rada Wellbeing. Ce? Da, ați auzit bine. Avem soluția, ce e cu voi? Lasă pastilele și începe fiecare dimineață cu o sesiune de meditație sau rugăciune și îți garantăm noi că mai bună vitamină de atât nu găsești. Unde mai pui că te vei simți limpede ca să-ți încep munca? Și totul la un pas distanță. Echilibrează-te, întinde-te și înfășoară-te pe toate părțile într-o clasă de yoga și vei gestiona task-urile, volumul, programul, deadline-urile și relațiile cu colegii altfel, la un pas distanță. Tot la un pas distanță poți să ai și cel mai eficient antrenament pentru slăbit. Dar poate ești agitat. Nici o problemă. Rada are pentru tine clase de box, kickbox și taibo, unde îți pui imaginația în funcțiune, iar sacul ăla de box poate fi cine vrei tu. La un pas distanță. Eu nu am venit aici să inventez gaura în macaroană, însă cred în necesitatea ridicării nivelului de calitate al timpului petrecut la job. Atunci când angajatul este fericit la locul de muncă, câștigul se află de ambele părți. La un pas distanță de scaunul tău de birou poate fi Rada Wellbeing. Ce aștepți de la noi? Am nevoie de o investiție eșalonată de 230.000 de euro cu prima tranșă a investiției de 50.000 de euro. Deci investiția de fapt e de 50.000 cu o opțiune de încă 180. Exact. Ok. Ce ai realizat până astăzi? Am terminat facultatea de teatru, okay. Coreografie, okay. Un ATC, după care am activat aici în domeniul teatral profesionist, în teatrele din București, timp de 5 ani. Ca solist balerină. Convinge-mă că produsul tău e necesar pentru colegii din firma mea. Ai 30 de secunde să mă convingi că ai dreptate. Produsul meu este necesar pentru compania dumneavoastră, deoarece Rada Wellbeing prestează servicii personalizate și perfect adaptabile nevoilor companiei dumneavoastră. Spre exemplu, dacă doriți să vă potențați angajații din punct de vedere creativ, atunci v-aș sugera niște servicii țintite pe terapie prin teatru, terapie prin dans. Și unde se întâmplă acest lucru, domnișoară? În sălile de conferință. Și cam în ce perioada zilei, în timpul programului? Depinde de servicii. Spre exemplu, eu aș recomanda tot segmentul de meditație sau rugăciune a fi făcut chiar dimineața, înaintea începerii programului efectiv de muncă. Tot ceea ce înseamnă antrenament fizic unde angajatul transpiră. Bineînțeles că se face la finalul programului de muncă. Se economisește timp. Angajatul... Mai scurt? Mai scurt. Au trecut de mult cele 30 de secunde. Sunt din Ardeal și vorbesc foarte despre. Îmi spui și de un tarif? Și eu sunt din Ardeal. Vreau să o ajut un pic. Mediu 140 de ron per angajat pe lună și angajatul beneficiază de 2 ședințe pe săptămână. Okay. Cara, uite cum aș face eu cu Donu Șucu. Nu știu dacă știi. De la tine nu cumpăr nimic. Se zice că sunt de la ea, da? Nu știu dacă știți. Aveți 200 de angajați. Din ăștia 200 de angajați, conform ultimului studiu, 140 și-ar dori să facă sport o dată la două zile. Din ăștia 140, doar 40 se și duc la sport. Pentru că ceilalți spun, pe bună dreptate, că preferă să vină la locul de muncă și să nu mai pierdă timp și cu naveta să facă... Cu ore în trafic. Să facă aceste exerciții. Aveți șansa unică să vă faceți angajații fericiți, oferindu-le sport în cadrul companiei, dacă lucrați cu noi și folosiți un spațiu care de multe ori stă degeaba, și anume sălile de conferință, pe care noi venim, le rearanjăm timp de o oră la sfârșitul programului. 15 minute durează. Sau, în fine, 15 minute. Angajații sunt mai fericiți și nu vă costă decât 140 de lei, care este echivalentul unui beneficiu pe care l-ați da oricum dacă s-ar duce la o sală. Și în plus față de asta, reprezintă o cheltuială deductibilă pentru companie. Exact. Carla, există o diferență între a fi partener și a fi client.
tu ai venit aici ca să cauți parteneri, în mine nu ai găsit deocamdată decât un client. Da? Eu pot să fiu interesat de produsul tău, dar nu sunt interesat de a investi alături de tine. De aceea mă retrag. Mulțumesc. Mulțumesc. Ai o chestie micuță acolo, câțiva clienți. Nu e un business foarte mare. Și în consecință, pentru ceea ce tu ai propus, mă retrag. Eu cred că în maxim 2 ani de la începerea activității, cred că putem să ajungem să antrenăm nu 900 de angajați, cum am pus în proiecția financiară, ci 50.000 de angajați, 100.000 de angajați. Trebuie să ai și instructor pentru oamenii ăștia. Sunt. E frumos în viață să visezi, știi? Dar e important să și mai te trezești uneori. Și să știi că mai e și latura cealaltă, care poate să fie în loc de 50.000, să fie doar 50 de persoane. Știi cum e? În afacere nimic nu e garantat. Absolut. Te-am ascultat cu atenție. Ești o persoană talentată. Mulțumesc. Însă nu este suficient să ai talent pentru a fi un antreprenor de succes. Așa este. Iar eu apreciez ideile care nu sunt doar pe hârtie, ci au și un start. Ori astăzi nu există nimic decât un vis pe hârtie. Și din acest motiv eu am să mă retrag. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru timpul acordat. Ca și client aș putea să vin în sprijinul tău fără să ai nevoie să cumperi vreun echipament, să ne dotăm singur sălile, tu doar ne faci recomandarea și ne spui ce ar trebui să avem acolo, astfel încât să-ți poți desfășura activitatea și să încerci să faci totul cu propriile puteri. Cu acest mic ajutor, de fapt doar o ușă deschisă. Restul totul e în puterea ta. Un ajutor foarte mare. Și tu poți să faci. Asta trebuie să ai încredere în tine că poți să faci. Așadar, eu mă retrag, dar ai ușa mea deschisă. Mulțumesc frumos! Se vede că există o problemă, încă mai de învățat. Normal. Sau ai nevoie de un cineva ca să te îndrume? Un mentor. Așa este. Nu pot să spun că am luat o decizie, știi? Are potențial, sigur, cu siguranță. Știu, dar trebuie să iei o decizie. Mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult pentru timp, pentru vorbe, pentru sfaturi, pentru ușile deschise. Mulțumesc. Seara bună. Produsul ei există, dar nu știe să-l vândă. Nici nu m-a apucat să termin și a plecat. Tot eram încă așa cu gânduri dacă ce să fac. A fost extraordinar și ar fi penibil să mă întorc în fiecare an, nu? A fost foarte fain, sentimentul foarte bun. Carla, unde e? Bună! N-am zis că mă retrag și nici n-am zis că n-am luat o decizie. Deși eram la 50-50, știu ce poți și ce ai nevoie tu, am simțit că pot să ofer eu. Dar pe alta parte am zis că visează prea mult, este un pic, am simțit că ești un pic instabil în idei, ai 1000 de idei pe secunde. Le putem stabiliza. Se poate? Da. Da, se poate. Sunt de acord. Așa e din partea mea 50.000 de euro. Da. Ok? Cred că decizia mea a fost destul de mult
bucata de sentimentală. Mulțumesc frumos. Bine. Cu siguranță. Cu siguranță am luat și mai bună decizie, pentru că eu sunt leul care am spus și spun întotdeauna că întotdeauna investesc în oameni, nu în afaceri. Ciao! Am luat investiția! Am luat investiția și cu cine am vrut! Tu stai! Deci eu cu el am vrut, eu cu el am vrut de la început! Am simțit această chimie cu Muhammad și sunt convinsă că nu am să-l dezamăgesc și că vom face o treabă extraordinară împreună.